FC Botoșani a suferit în etapa 12-a din Liga 1 de fotbal, cea de-a 6-a înfrângere din actualul sezon. Formația pregătită de Mugurel Cornățeanu a cedat ieri la Giurgiu în fața Astrei cu scorul de 0-1. Giurgiuvenii și-au adjudecat victoria în urma unui penalti acordat de Gonzalo Cabrera, mijlocașul botoșenean, fiind și eliminat la acea fază. Denis Alibek a transformat lovitura de pedeapsă și astfel istoria meciului s-a scris încă din minutul 14 al întâlnirii. FC Botoșani a rămas după acest duel pe locul 12 al clasamentului cu 8 puncte acumulate, iar etapa viitoare va primi vizita vicecampioanei ASEA Târgu Mureș.